Locul unui asemenea om este să-l învețe pe el cum să facă și ce să facă. Pentru că cei ce sunt oameni ai lui Dumnezeu sunt oameni pe care chiar merită să-i asculți. Asta e răsplata cea mai mare pe care un om al lui Dumnezeu o poate primi. Să fie în jurul lui oameni care să zică, am și eu nevoie de un sfat. Și știu că dacă vin la tine primesc unul. Știu că tu nu ești unul care îmi spune ce îmi place mie să aud. Știu că dacă vin la tine după un sfat, mi-l dai pe ăla, nu încerc să-l... Nu. Nici oamenii nu-i respectă pe aia care le spun ce le place lor să audă. Nu. Dacă-s oameni care chiar au inteligență și chiar urmăresc să fie oameni sănătoși, întotdeauna vor avea grijă să asculte oameni care le aduc sfaturi și povețe sănătoase. Dar unde găsim din ăștia? Unde găsim? Răsplata cea mai mare pe care un om al lui Dumnezeu poate primi nu este să fie aplaudat, nu este să fie așezat la locurile de vârf ale ierarhiei, nu, nu, un asemenea om nici nu are ce căuta în ierarhii. E un om pe care nu-l vezi la tribună, dar l-auzi. Îl auzi. Pentru că ceea ce are el de spus e luat de la oameni care știu unde să se sfătuiască și când dau nevoie de un sfat pe viață și pe moarte, ghiciți la cine se duc. La cine se duc? La oameni pe care îi consideră oameni ai lui Dumnezeu.